Angajații prefecturii sunt în aceste zile angrenați într-o singură activitate, cea de organizare a turului 2 pentru alegerile prezidențiale. Buletinele de vot au ajuns deja la Iași, așa că acum sunt aranjați sacii cu documente, ștampilele și timbrele autocolante pentru fiecare secție de vot. La această oră, aproape toți salariații din instituția prefectului participă la procesul de numărare, sigilare și pregătire a buletinelor de vot și a celorlalte materiale pentru ziua votului, astfel încât în cursul zilei de vineri, pe o programare precis făcută, toți primarii din județ să preia materialele specifice pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o conduc. Reprezentantul guvernului în teritoriu spune că nu au fost semnalate incidente și ar dori ca aceeași stare de normalitate să fie și în zilele următoare. O atenție deosebită se va acorda celor care vor vota pe liste suplimentare. Avem aduse deja buletinele de vot, etichetele autocolante, tabelele pentru cetățenii care în ziua votului se găsesc în altă localitate decât cea de domiciliu, precum și declarațiile pe propria răspundere cu privire la votul în altă secție de votare decât cea în care își au domiciliu. Am pregătit materiale într-un număr mult mai mare decât cel care a fost efectiv utilizat în turul întâi pentru cetățenii care votează în alte secții de votare decât cele de domiciliu și avem convingerea fermă că aceste materiale sunt îndestulătoare și nu va fi absolut nicio problemă din punct de vedere tehnic pentru exercitarea votului de către orice cetățean care se prezintă la o secție de votare. Pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, județul Iași a primit peste 780.000 de buletine de vot. În ziua votului vor fi deschise 714 secții de votare, la fel ca la primul tur de scrutin.